mari sfinți împotriva ereticilor și a ereziilor. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne spune despre cei osândiți. Sensul anatemei este acela că cel căzut sub anatemă este excomunicat din biserică și aflându-se în afara ei, nu numai că se lipsește de harul ei, dar se și supune tuturor fără de harurilor din afara ei. Acela este lepădat de Dumnezeu și mânia lui este asupra aceluia. Fie se pronunță, fie nu se pronunță asupra învățăturii și numelui tău anatema, tu ești deja căzut sub ea atunci când cugeți cele potrivnice bisericii și stărui în această cugetare. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice: vă rog să fiți aspri și neîndurați față de oricine ar putea să ajute la dăinuirea credinței lor nebunești, căci socotesc ură față de oameni și despărțire de dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii ereticești spre mai mare pierzanie a celor ce se țin de această rătăcire. În materie de credință ortodoxă nu poate fi pogorământ. Stricarea credinței obștești este pierzarea de obște a tuturor. Toate cele ale credinței ortodoxe nu îngăduie economia. Dacă de dragul economiei împreună cu credința cearea este suprimată și credința mântuitoare, atunci o astfel de formă de pretinsă economie este de fapt o separare totală desăvârșită de Dumnezeu și nu o unire. Sfântul Evlogie al Alexandriei spune: numai atunci economia se folosește în chip drept când nu este vătămată învățătura binecinstitoare. Pe cel prigonit pentru apărarea credinței, pentru cele mai înalte și de căpătâi adevăruri, nu îl învinuiesc, iar ca să zic adevărul, chiar îl laud și mă bucur împreună cu el, căci mai bun este un războinic vrednic de laudă decât o pace care te desparte de Dumnezeu. Sfântul Ignatie Briancianinov: dacă biserica anatemizează o oarecare învățătură, înseamnă că acea învățătură conține în sine hulă împotriva Duhului Sfânt și trebuie respinsă și înlăturată, precum veninul se înlătură din mâncare. Adică anatema se pronunță asupra unei învățături greșite, iar o învățătură greșită este totdeauna greșită, precum și învățătura curată este întotdeauna curată. Respectiv, omul este sub anatema atâta timp cât susține învățătura eretică și este de sub ea atunci când se leapădă de aceasta și îmbrățișează credința cea mântuitoare. Oare nu recunosc cei ce au ridicat aceste anateme că învățătura catolică este și ea dreaptă și mântuitoare? Dar asta ar însemna că ortodoxia nu este. Sfântul Marcu al Efesului: se învinovățește acela care îl pomenește ca arhiereu ortodox pe acest papă și pe cei care îl vor urma în eres și latino-cugetătorul trebuie privit ca un trădător al credinței. Prin urmare, fugiți de acești lupi, fraților, ca și de împărtășirea cu ei, pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni. Sfântul Ioan Gură de Aur: păgânătatea iudeilor și a păgânilor este la fel și iarăși, demonii sălășluiesc în sufletele iudeilor și în locurile în care se adună ei. Oare după aceste cuvinte este cu putință ca ortodoxii să fie uniți cu iudeii fără respingerea creștinismului? Constatăm cu tristețe că la ecumeniști aceasta este cu putință. Cum aveți îndrăzneala, voi cei care lucrați iudaizarea după ce jucați cu demonii, să vă întoarceți la adunarea apostolilor? După ce v-ați îndepărtat și v-ați alăturat celor care au vărsat sângele lui Hristos, cum nu vă cutremurați să vă întoarceți și să luați parte la ospățul lui Sfânt, să vă împărtășiți cu sângele lui de mare preț? Nu vă cutremurați, nu vă temeți când săvârșiți asemenea încălcări? Canonul 71 apostolic spune despre acestea: dacă vreun creștin ar aduce un delemn la altarul păgânilor sau în sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, sau lumânări ar aprinde, să se afurisească. Sfântul Irineu al Lionului spune răspicat: adevărul nu este în altă parte decât în Biserica Universală, singura purtătoare a învățăturii apostolice. Ereziile sunt noi și nu au origini apostolice. Dacă ar fi tainele ereticilor adevărate, de ce ar spune Sfântul Ioan Damaschin să ne ferim cu toate puterile de a primi împărtășania ereticilor și a o da lor, ca să nu ne facem părtași învățăturii lor stricate și osândirii lor? Cum pot fi adevărate tainele ereticilor
dacă după Sfântul Ignatie al Caucazului, erezia este răzvrătirea și răscoala creaturii împotriva Creatorului, revolta și răzvrătirea ființei celei mai mărunte și mărginite, omul, împotriva Dumnezeului celui atot desăvârșit. Sfântul Nicodim Aghioritul, chiar și despre schismatici, așa zice: schismaticii s-au despărțit la început de biserică și, despărțindu-se, nu mai aveau în sine și darul Duhului Sfânt, fiindcă darea acestuia se tăiase. Sfântul Evlogie al Alexandriei zice așa: economia se întrebuințează pentru puțin timp când se îngăduie ceva necuvincios pentru întărirea necontenită a bunei cinstiri. Sfântul Nicodim Aghioritul: cele ce s-au făcut după vremi cu economie, lege a bisericii nu se fac. Dacă ereticii ar putea avea taine adevărate, atunci biserica ar fi oprit cu totul primirea acestora prin botez, căci botezul este interzis a se face de două ori. Marele Vasile: iar de este la voi oprit botezul al doilea pentru oarecare economie, precum este și la romani, cuvântul nostru însă să aibă putere de a strica, adică pe botezul acestora. Sfântul Grigorie Teologul, adresându-se celor ce veneau în biserică de la arieni și macedoneni, zice: iar de șchiopătezi încă și nu primești deplinirea dumnezeirii Fiului și a Duhului, caută pe altul să te boteze, sau mai bine să te înnece în apa botezului, fiindcă eu nu am voie a despărți dumnezeirea Fiului și a Duhului de dumnezeirea Tatălui și a te face mort în vreme ce se cuvine a doua oară a te naște prin botez, încât nici darul botezului să-l aibă, nici pe nădejdea care se naște prin botez. Sfântul Evanghelist Matei: feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. Matei, capitolul 7, versetul 15. Sfântul Teofilact al Bulgariei așa tâlcuiește: de obicei, ereticii sunt și reți și vicleni, de aceea zice: feriți-vă. Ei spun cuvinte frumoase și arată de parcă ar avea viață cinstită, dar în lăuntrul lor este capcană. Haina de oi este blândețea, de care se folosesc unii fățarnici pentru a se linguși și a amăgi. Sfântul Apostol Pavel: de omul eretic după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Epistola către Tit, capitolul 3, versetele 10-11. Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fără de legea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 14-15. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatemă. Precum v-am mai spus mai înainte și acum vă spun iarăși: dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, versetele 8-9. Sfântul Teofilact, anatematizând pe îngeri și pe sine însuși, el leapădă orice autoritate și prieteșug omenesc în chestiunile credinței și o spune nu pentru umilirea apostolilor, ci pentru a îngrădi gurile ispititorilor și a arăta că nu recunoaște nicio autoritate atunci când este vorba de dogme. Sfântul Ioan Gură de Aur spune următoarele: și nu a spus dacă vor propovădui ceva potrivnic sau vor tăgădui toate, ci chiar dacă ceva puțin însemnat vor binevesti, ce nu se potrivește cu ce am binevestit noi, să fie anatemă. Sfântul Ignatie Teoforul: oricine vorbește altceva decât cele statornicite, chiar de ar posti, chiar de ar păzi fecioria, chiar minuni de ar face, chiar de ar proroci, să-ți fie acela ca un lup în piei de oaie care lucrează moartea oilor. Sfântul Ignatie Briancianinov: când în noaptea senină de toamnă privesc cerul curat, așternut cu stele nenumărate, atât de diferite ca mărime, dar care împrăștie o singură lumină, atunci îmi spun: asemenea sunt scrierile părinților. Când în ziua de vară văd marea cea necuprinsă, fiind învălurită de mulțimea de corăbii cu pânze coborâte, asemenea aripilor albe de lebede, corăbii mânate de același vânt spre aceeași țintă, spre același liman, atunci îmi spun:
asemenea sunt scrierile părinților. Când ascult un cor mare și bine acordat, în care diferitele glasuri se unesc în cântarea dumnezeiască într-o armonie suavă, atunci îmi spun, asemenea sunt scrierile părinților. Sfântul Vasile cel Mare, de cei care arată că mărturisesc credința ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care îi se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceea trebuie nu numai să te desparți, dar nici frați nu se cuvine să-i mai numești. Se cuvine ascultătorilor cuvântului, celor care sunt învățați cu scripturile, să cerce cu dreaptă socoteală acele care le zic dascălii și arhierei, și câte sunt unite cu scripturile să le primească, iar câte sunt neunite să le lepede, și despre aceia care rămân într-o învățăturile străine să se întoarcă dinspre ei. Sfântul Grigorie Teologul. Când este vorba despre o vădită necurăție, atunci trebuie mai degrabă să mergem la foc și sabie, necăutând la nevoile vremii și a stăpânitorilor și îndeopște necăutând la nimic, decât să fim părtași la sămânța vicleniei și să ne atingem de cei îmbolnăviți. Cel mai groaznic este să te temi de ceva mai mult decât de Dumnezeu și din cauza fricii acesteia, slujitorul adevărului să devină trădător al învățăturii credinței și adevărului. Iar dacă cineva crede că acestea le grăim în chip drept, dar de dincolo ne învinovățește de comuniune cu ereticii, atunci să arate acestea unul dintre ai noștri și atunci ori ne vom arăta dreptatea, ori ne vom depărta de comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu și vă rog acum să nu aveți niciun fel de comuniune cu ei, să nu mâncați cu ei, să nu beți, să nu legați prietenii, nici relații, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoiește cu ereticii în acestea, acela se face străin de biserica sobornicească. Sfântul Nichifor Mărturisitorul. Îi anatemizez pe cei care au lepădat predania sfinților, alipindu-se de învățăturile cele pervertite și aducătoare de moarte și care au îndrăznit să semene neghină pe ogorul credinței ortodoxe și pe toți cei ce-i urmează, ca pe o ocară a Bisericii lui Hristos, mă scârbesc de ei și îi anatemizez. Și chemând la sine pe mulți drept credincioși, îi sfătuia, îi ruga și îi învăța să nu se unească cu ereticii, să se ferească de aluatul lor și să fugă de învățătura lor ca de mușcătură de viperă. Sfântul Atanasie cel Mare, fugiți de cei care, prefăcându-se că nu sunt de acord cu arie, de fapt slujesc împreună cu cei care îl urmează. Preasfințitul Atanasie nu primea la împărtășire bisericească pe arie cel fără de lege, deși avea scrisori împărătești ca să fie primit. Împăratul fiind îndemnat de Eusebiu Ereticul, a scris către dânsii cuvinte mai aspre, îngrozindu-i prin scoaterea din cinstea lor de nu vor tăcea. Însă aceasta a făcut-o drept credinciosul și bunul împărat, nu slujind mâniei nici pe arieni iubind, ci având râvnă, deși nu după judecată, că adică bisericile să fie fără dezbinare, cu dreaptă inimă iubind pacea, acolo unde nici de cum nu se putea să fie pace. Căci cum putea fi erezia cu dreaptă credință la un loc? Sfântul Teodor Studitul. Dacă ar da cineva toți banii lumii și are părtășie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaș. Știind că este erezie, să fugi de erezie, adică de eretici, încât nici să te împărtășești cu ei, nici să-i pomenești la dumnezeiasca liturghie. Arhiereul aflat de curând în biserică, dar care zice în același timp că în chip rău s-a făcut sinodul și că pierim, pentru ce, mărturisind, nu fuge de pierzanie, despărțindu-se de erezie ca să rămână episcop înaintea lui Dumnezeu? Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă biserica Bizanțului va fi așa precum era înainte, atunci și eu mă voi afla întrânsa precum am fost mai înainte și voi merge la împărtășirea aceea fără nicio îndemnare omenească. Dar cât timp vor fi întrânsa smintelile eretice și smintitorii arhierei, până atunci niciun fel de cuvânt sau lucru nu mă va pleca să mă împărtășesc cu dânsii vreodată. Sfântul Marcu al Efesului. Fugiți de ei și de orice comuniune cu ei, fraților. Asemenea oameni sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni, care își iau chipul apostolilor lui Hristos. Sunt pe deplin încredințat că, cu cât mai mult mă îndepărtez de el, Patriarhul Uniat, și de cei care îl urmează, cu atât mai mult mă apropii de Dumnezeu și de drepți și de sfinții părinți.
Îndepărtarea de ei este unirea cu adevărul și cu sfinții părinți și teologi ai bisericii. Toți dascălii bisericii, toate soboarele și toate dumnezeieștile scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit și să oprim comuniunea cu aceștia. Sfântul Ioan Damaschin: toate hotărârile acestor soboare le iubesc și mă bucur de ele, primind toate câte au hotărât și lepădând și anatemizând toate câte au lepădat ele și orice erezie, începând cu Simon Magul și până la cei care acum s-au răsculat împotriva Sfintei Biserici a lui Hristos Dumnezeul nostru. Sfântul Antonie cel Mare: să nu aveți nicio împărtășire cu prea rău credincioșii arieni, că nu are nicio împărtășire lumina cu întunericul. Sfântul Efrem Sirul: vai de cei ce murdăresc sfânta credință cu eresuri sau încheie vreo înțelegere cu ereticii. Atunci se va cere de la fiecare dintre noi mărturisirea credinței și unirea botezului. Credința curată de orice eres, pecetea neștearsă și haina neîntinată. Sfântul Nicodim Aghiuritul: veți spune, dacă este viclean conducătorul, să ne supunem lui? În ce înțeles zici viclean? Dacă aceasta ține de credință, lasă-l și fugi, nu numai de om, ci și înger din cer de-ar fi. Sfântul Chiril al Ierusalimului: cu dreptate și cu adevăr putem numi adunările ereticilor drept adunare a celor ce viclenesc. De aceea crezul te previne învățând așa: într-una sfântă sobornicească biserică, pentru ca tu să fugi de aceste adunări mârșave și să te afli întotdeauna în sfânta sobornicească biserică în care ai și renăscut. Sfântul Iosif Volotski: să fie demn pentru tine oricine afară de cel care te învață erezia. Dacă va fi eretic, vom stărui să nu primim de la ei nici învățătura, nici împărtășania și nu numai că nu ne vom împărtăși la el, ci îl vom osândi și cu toate puterile îl vom da pe față ca să nu devenim părtași pieirii lui. Sfântul Policarp al Smirnei: apostolii și ucenicii lor se păzeau de eretici încât nici nu voiau să vorbească cu dânsii, căci se sârguiau să înșele adevărul cu cuvintele lor cele meșteșugite și mincinoase. Sfântul Amfilohie al Iconiei: așa și Dumnezeu Părintele nu rabdă ocara fiului său, ci se întoarce și urăște pe cei ce-l hulesc pe el și se mânie asupra celor ce se unesc cu blestematul lor eres. Sfântul Isidor Pelusiotul: precum marinarii ascund momeala sub chipul mâncării și prind peștii pe neașteptate, asemenea și ereticii, ascunzându-și gândurile rele după cuvinte frumoase, precum cu o undiță îi ademenesc pe cei simpli la pierzanie. Sfântul Ipatie de Rufinian: cum am aflat că Patriarhul Nestorie spune erezii despre Dumnezeu, am încetat orice comuniune cu el și nu-i mai pomenesc numele pentru că nu este episcop. Sfântul Meletie Mărturisitorul: nu-i ascultați nici pe pusnici, nici pe preoți, nici pe cei ce ne propovăduiesc învățături nelegiuite și povățuiesc în chipul cel rău și nici pe aceștia și nici chiar pe episcopi să nu-i ascultați dacă mărturisesc lucruri neadevărate care nu sunt spre folos. Să fim lucrători și să cuvântăm și să stăm împotriva celor ce îndeamnă la rătăcire în chip viclean. Nu este cu dreptate și cu cuvință binecredincioșilor a tăcea acolo unde se calcă poruncile lui Dumnezeu și din aceasta își întăresc înșelăciunea ceilalți potrivnici. Pentru că a zis un mare părinte, acolo unde este primejdia a se despărți cineva de la Dumnezeu, ce binecredincios poate să stea deoparte și să tacă sau cu totul să se liniștească? Pentru că tăcerea sa îl vădește cum că el se învoiește acestor rele. Și aceasta ne-o arată înainte mergătorul Domnului și vitejii Macabei, care pentru o mică poruncă a legii s-au primejduit până la moarte și n-au părăsit nici cea mai mică parte a predaniilor primite. Căci războiul de multe ori este lăudat și lupta se arată mai bună decât vătămătoarea de suflet pace. Că mai bine este să stea cineva împotriva celor rău cugetători decât să urmeze lor și să se despartă de Dumnezeu pentru a se uni cu ei. Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, episcopul Pariei, după ce s-a pornit restul luptării de icoane pe vremea împărăției lui Leon Isaurul, s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, pentru că nu se unea cu ereticii, nici nu se învoia cu ei. Sfântul Martin, Papa Romei: iată, în mâinile voastre sunt,
faceți cu mine ce voiți, precum Dumnezeu v-a lăsat. Însă, să știți cu întemeiere, că și de mă veți sfârma în bucăți, nu mă voi împărtăși cu Biserica Constantinopolului, cât timp aceasta va sta în credința ce are. Sfântul cuvios Ilarion cel Nou, atunci când a fost eliberat, nu s-a întors la mănăstirea sa, deoarece nu încetase eresul luptării de icoane, iar scaunele episcopale erau ținute de învățători eretici și arhierei mincinoși. Sfântul cuvios Teodor Studitul, ajungând de grabă la împărăteasca cetate, mai întâi a mustrat cu limbă slobodă pe năimitul care nu era păstor, pe Teodot Milisianul, mincinosul patriarh al împărăteștii cetăți, pentru că răzvrătește pe cei ce păreau că îi îndreptează și mănâncă pe aceia pe care îi hrănește cu hrana cea vătămătoare a învățăturii ereticești. Atunci când în cetatea Samosatelor, în locul Sfântului Eusebiu, a fost trimis de arieni un episcop cu numele Eunomie, care cugeta cele arienești, venind în cetate, nimeni nu i-a dat cinstea ce îi se cuvenea unui episcop, pentru că n-a ieșit într-o întâmpinare a lui niciun om, nici bogat, nici sărac, nici meșter, nici lucrător de pământ, nici bărbat, nici femeie, nici bătrân, nici tânăr, nici măcar un copil, deoarece toți cetățenii erau drept credincioși și nu voiau să cinstească pe episcopul cel rău credincios, nici să se binecuvinteze de el și nici să-l vadă. Deci Eunomie a intrat în episcopie și a luat biserica sobornicească cu stăpânire împărătească. Iar oamenii văzând aceasta nu se mai duceau la biserica aceea, neiubind pe ereticul care era întrânsă arhiereu și nimeni nu mergea la el nici în casă, nici în biserică, nici la casa arhierească. Sfântul Nichita Mărturisitorul. Pentru ascultarea bătrânilor m-am supus nevrând, împlinind voia lor, m-am împărtășit cu mincinosul patriarh Teodot, de care lucru îmi este jale și mă căiesc. Deci, să știi bine că de acum înainte nicio împărtășire nu-mi este cu voi, ci petrec întru predaniile sfinților părinți pe care le-am primit de la început. Sfântul Ioan Damaschin. De ce toți acești sfinți și cuvioși sunt atât de întăriți în această chemare de a fugi de eretici? De ce nu se cuvine să ne supunem episcopilor care propovăduiesc erezia? De ce vedem aceeași stăruire în viața și învățătura tuturor părinților care au trăit în timpurile răspândirii ereziilor? Pentru că aici este pusă pe cântar propria noastră mântuire, lucrul cel mai scump și râvnit de către orice creștin. Să ne ferim cu toate puterile de a primi împărtășania ereticilor și a o da lor, ca să nu ne facem părtași învățăturii lor stricate și osândirii lor. Sfântul Pahomie cel Mare, pe patul de moarte, i-a chemat pe frați învățându-i spre folosul sufletului lor și poruncindu-le să se păzească de eretici ca de o otravă vătămătoare de suflet și aducătoare de moarte. Așadar, felul în care creștinii se cuvine să fugă de eretici și să se îngrădească de împărtășirea cu ei, îl putem vedea în multe pilde din viețile sfinților și din istoria bisericii. Iar temeiul canonic pentru aceasta a fost formulat în canonul 15 al sinodului 1-2 din Constantinopol, ținut în anul 861. Numele acestui canon este Osânda Schismei, schisma față de patriarh. Care despărțire nu este schismă? Iată ce spune textul. Cele ce sunt rânduite pentru prezbiteri, episcopi și mitropoliți, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi, drept aceea. Dacă vreun prezbiter sau episcop sau mitropolit ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh și nu ar pomeni numele acestuia, precum este hotărât și rânduit în dumnezeiasca slujbă tainică, ci mai înainte de înfățișarea în fața sinodului și de osândirea definitivă a acestuia ar face schismă, Sfântul Sinod a hotărât ca acela să fie cu totul străin de toată preoția, dacă nu mai se va vădi că a făcut această nelegiuire. Și acestea s-au hotărât și s-au pecetluit pentru cei ce sub pretextul oarecăror vinovății se depărtează de întâiul lor stătător și fac schismă și rup unitatea bisericii. Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade sau de părinți, de comuniunea cu acela care propovăduiește eresul în public și cu capul descoperit îl învață în biserică, unii ca aceștia nu numai că nu se vor supune certării canonicești, desfăcându-se pe sine și de comuniunea cu cel ce se numește episcop, chiar înainte de cercetarea sinodicească,
ci se vor învrednici și de cinstea cuvenită celor ortodoxi, căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi și pe pseudo-învățători și nu au rupt cu schismă unitatea bisericii, ci s-au silit să izbăvească biserica de schisme și de dezbinări. Iar că acest canon a fost scris abia în 861, nu trebuie înțeles ca o rânduială nouă apărută atunci, ci ca o consemnare scrisă a tradiției dintotdeauna a bisericii, căci pe vremea Sfântului Teodor Studitul, a Sfântului Maxim Mărturisitorul și a altor sfinți din timpurile marilor erezii nu exista acest canon, iar ei totuși au săvârșit și au îndemnat la îngrădirea de eretici într-un glas, chemându-ne pe toți cei ce căutăm mântuirea să fugim de lupii răpitori îmbrăcați în haine de păstori. Așa au procedat Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Teodor Studitul și Sfântul Marcu al Efesului. Toți au încetat comuniunea cu cei care, propovăduind erezia lor, duceau sufletele credincioșilor la pieire. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Biserica se numește sobornicească pentru că propovăduiește pretutindeni și pe deplin toată învățătura pe care trebuie să o cunoască oamenii, învățătura despre cele văzute și nevăzute, cele cirești și cele pământești, pentru că aduce tot neamul omenesc la credința cea adevărată. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Biserica este de Dumnezeu așezată comunitate a oamenilor care sunt uniți prin credința ortodoxă, dumnezeiasca lege, ierarhie și taine. Firește, au mărturisit patriarhii ortodoxi. Biserica sobornicească nu poate să greșească sau să se înșele, propovăduind minciuna în locul adevărului. Canonicitatea nu poate fi justificată nici prin succesiunea apostolică a scaunului episcopal, căci zice Sfântul Nicolae al Ohridei. Succesiunea apostolică este păzirea învățăturii apostolilor de către ierarhia legitimă a bisericii și primirea Harului Duhului Sfânt. Iar Sfântul Grigorie Teologul așa lămurește succesiunea apostolică. Într-o aceasta și trebuie să fie văzută succesiunea, căci unimea cugetului face și scaunele episcopale unite, iar deosebirea cugetului face și deosebirea scaunelor. Una este succesiunea, numai cu numele, iar alta în esență însăși. Căci acela este adevărat succesor, care nu se ține de învățătura potrivnică, ci păzește credința neschimbată. Adevărate sunt cuvintele apostolului, care a zis că și între noi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura eresuri pierzătoare. Epistola a doua sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 1.